Despre Ștefan cel Mare, cel mai mare domnitor moldovean, s-au spus și scris o mulțime de lucruri care sunt mai mult sau mai puțin adevărate. Multe mituri care au apărut de-a lungul timpului în legătură cu Ștefan fie au fost denaturate, fie au fost mult exagerate. În cele ce urmează vom încerca să explicăm unele mituri și adevăruri istorice despre luptele marelui voievod moldovean, viața sa personală sau activitatea sa de titorie a unor biserici și mănăstiri. Cât de înalt a fost Ștefan cel Mare? Deși numele ne-ar putea induce ideea că domnitorul moldovean ar fi fost o persoană foarte înaltă, acest fapt e fals. Se pare că Ștefan cel Mare ar fi avut o înălțime în jurul la 1,5 metri. Această ipoteză e confirmată și de cronicarul Ion Neculce, care povestește în o seamă de cuvinte scena din lupta de la Șcheia din 1486, în care voievodul cade de pe cal și are nevoie de ajutor pentru a ajunge apoi pe șa. Era Ștefan cel Mare un mare iubitor de femei? De-a lungul timpului lui Ștefan cel Mare i s-a creat imaginea unui crai cu zeci de ibovnice, însă această legendă nu a fost confirmată deocamdată de istorici. Chiar dacă se spune că voievodul moldovean ar fi avut și 50 de copii din flori, istoricii au reușit să arate că singurul fiu nelegitim al lui Ștefan este Petru Rareș. A avut o afinitate pentru numele Maria. Cercetătorul Andrei Vartic a observat că Ștefan cel Mare nu s-a putut despărți de-a lungul vieții sale de numele Maria. Mama lui se numea Maria, două dintre soțiile sale au purtat numele de Maria, iar mama lui Petru Rareș nu a stricat acest tipar, ea numindu-se Maria Rareșoaia. A construit Ștefan cel Mare biserici după fiecare luptă câștigată? În memoria colectivă există o legendă conform căreia Ștefan cel Mare ar fi ridicat o biserică după fiecare luptă câștigată. Totuși, acest mit poate fi demontat ușor prin prisma faptului că în momentul primei sale ctitorii, mănăstirea Putna, el purtase deja 4 bătălii. Câți copii a avut de fapt Ștefan cel Mare? Domnitorul moldovean a fost căsătorit de 3 ori și a avut 8 copii legitimi. Cu Evdochia din Kiev, prima nevastă, Ștefan cel Mare a avut 3 copii. Maria de Mangop i-a dăruit domnitorului 2 fii. În timp ce cu Maria Voichiță a avut alți 3 copii. Nu se știe numărul cert al odraslelor din afara căsătoriei, singurul copil din flori recunoscut de Ștefan cel Mare fiind Petru Rareș. A fost de neînvins Ștefan cel Mare? Multă lume ar spune că Ștefan nu a cunoscut gustul înfrângerii, însă lucrurile nu stau chiar așa. Din cele 42 de bătălii purtate, a pierdut 5. 3 dintre înfrângerile lui Ștefan cel Mare sunt legate de cetatea Chilia, fie că a vrut să o cucerească, fie că a pierdut-o în dauna turcilor. Tot turcii au reușit să pună mâna pe cetatea albă în urma unei lupte cu răzeșii moldoveni. O a 5-a bătălie pierdută de Ștefan a avut loc în iulie 1476, când a fost înfrânt de turci la Războieni, Pârâul Alb. A fost Ștefan cel Mare ctitorul mănăstirii Putna. Aproape toată lumea crede că Putna a fost ridicată de Ștefan, loc unde este și înmormântat. Totuși, puțini sunt cei care cunosc faptul că Dragoș Vodă e cel care a mutat o biserică din lemn de la Volovăț la Putna, iar Bogdan a fost cel care a pus bazele mănăstirii în jurul acestei bisericuțe. E adevărat că Ștefan cel Mare este cel care a refăcut-o și a rectitorit-o în anul 1469. Apărător al creștinătății sau doar un simplu credincios? Chiar dacă în ianuarie 1477 Ștefan cel Mare era numit de Papa Sixt al IV-lea, atleta lui Hristos, voievodul moldovean nu poate fi considerat neapărat un mare apărător al creștinătății. A fost un simplu creștin ce a luptat cu turcii pentru a-și apăra țara. Moldova nu era singura poartă a turcilor spre Europa de vest. Ei puteau să treacă pe la sud de Dunăre spre Belgrad, Buda și Viena. A asistat Ștefan cel Mare la moartea tatălui său? În toamna anului 1451, Bogdan al II-lea, tatăl voievodului, a fost decapitat de fratele său vitreg, Petru Aron, la o nuntă ce avea loc în satul Răușeni, din județul Suceava. Se spune că domnitorul, având 14 ani atunci, ar fi asistat la această scenă teribilă, însă nu e așa. Ștefan a reușit să fugă de la nuntă, călare pe un cal, înainte ca Petru Aron și mercenarii să pună mâna pe el. A ridicat Ștefan cel Mare o biserică în locul unui copac ce i-a salvat viața? În localitatea Baia din județul Suceava, Ștefan cel Mare a ridicat Biserica Albă ca urmare a victoriei împotriva ungurilor conduși de Matia Corvin. Legenda spune că într-o noapte din luna decembrie anului 1467, ungurii au năvălit în Moldova și au prins pe moldoveni nepregătiți. Chiar Ștefan Voda a trebuit să urce într-un arin pentru a se face nevăzut. După ce a câștigat bătălia, Ștefan cel Mare a ridicat o biserică în locul acelui copac. Relațiile cu vărul Vlad Țepeș au fost bazate în principal pe interes. Între cei doi domni verișori au existat legături influențate de interesele militare, administrative, strategice și economice.
De exemplu, atunci când Ștefan cel Mare a urcat pe tron în 1457, a fost ajutat și de Vlad Țepeș. Relațiile s-au stricat însă în 1462, atunci când Vlad Țepeș, în celebrul asediu de noapte de la Târgoviște împotriva turcilor, i-a pus pe fugă pe dușmani, dându-le foc corturilor în noaptea dinaintea bătăliei. Ștefan cel Mare era atunci aliatul turcilor, fiindu-i promisă de către aceștia cetatea Chilia. Tot Ștefan cel Mare a incendiat orașele Târgu de Floci și Brăila din Țara Românească, condusă la acel moment de Vlad Țepeș. Relațiile dintre cei doi au fost reluate după 1475, când Ștefan cel Mare a intervenit pe lângă Matei Corvin pentru a-l elibera din închisoare de la Buda pe Vlad Țepeș. Sabia lui Ștefan păstrată de turci posibil nu e cea originală. Celebra sabie oferită turcilor în secolul al XVI-lea de către Alexandru Ilaș, fiul lui Petru Rareș, ca semn de mulțumire că urma să fie numit la tronul Moldovei, nu pare să fie aparținut lui Ștefan. Cel puțin așa susține istoricul vasluian Laurențiu Chiriac. Mulți istorici cred că nu e sabia personală a lui Ștefan cel Mare, ci mai degrabă una asemănătoare. Lupta de la Vaslui câștigată și de secui și polonezi. Celebra bătălie de la podul înalt Vaslui 1475, atribuită în exclusivitate moldovenilor, a fost de fapt un război purtat alături de aliați străini. Turcii au venit cu o armată covârșitoare, 120.000 de ostași, și au pierdut războiul de la Vaslui în fața 60.000 de oameni. O contribuție uriașă în câștigarea luptei au avut-o și cei 5.000 de secui veniți drept ajutor din sud-estul Transilvaniei. Sunt izvoare istorice care arată că pe lângă aceștia au mai fost 2.000 de unguri, 2.000 de cavaleri din Polonia și 1.000 de lituanieni. Ștefan cel Mare i-a pus pe aliați în prima linie pentru a-și proteja ostașii moldoveni. Moldovenii evului mediu sunt descriși de numeroși cronicari străini drept un popor războinic. Erau văzuți ca viteși, puternici și cruzi în luptă. Ba chiar sunt cei care cred că moldovenii au fost de neînvins dacă ar fi fost uniți. Medicul venețian Matteo Muriano a cunoscut războinicii moldoveni atunci când a venit la curtea lui Ștefan cel Mare din partea dogelui Veneției pentru a-l căuta de sănătate. În realitate, el era și spion, dar ne-a lăsat o mărturie importantă privind impresia pe care o făceau luptătorii moldoveni unui italian obișnuit cu tot soiul de armate din Europa medievală. Supușii lui Ștefan cel Mare, spunea el, sunt toți bărbați viteji, ageri și nu făcuți să stea pe perne, ci la război pe câmpul de luptă. Acest domn preavestit poate să ridice la luptă 60.000 de oameni de ispravă, adică 40.000 de călăreți și 20.000 de pedeștri, preciza medicul. Cu alte cuvinte, medicul venețian spulberă un alt mit rămas în conștiința românească, acela al numărului soldaților lui Ștefan. Pentru a părea mai eroic, totdeauna se preciza că voievodul Moldovei avea doar 10-20.000 de luptători contra celor 200.000 de otomani. În realitate, voievodul moldovean avea o armată destul de numeroasă pentru întinderea principatului său. La rândul său, Anton Maria Graziani, un italian care a ajuns în Moldova în secolul al XVI-lea, la câteva decenii după moartea lui Ștefan, încă se arată impresionat de forța oștenilor moldoveni. Acest apetit războinic al moldovenilor, dar și priceperea în luptă, se datora în mare parte războiului aproape continuu de pe teritoriul principatului în evul mediu, cel puțin până la domnia lui Ștefan cel Mare. Cu acești războinici renumiți pentru priceperea și vitejia lor, Ștefan cel Mare nu și-a protejat doar nevoile și neamul, ci a purtat adevărate campanii de represalii și cucerire. De exemplu, cele din Țara Românească, când a trecut Muntenia prin foc și sabie, expedițiile din Pocuția sau Transilvania.